mulți ani în urmă, în țara Canaanului, locuia Iacov cu cei 12 fii ai săi. Unul dintre cei mici se numea Iosif, iar tatăl său îl iubea mai mult ca pe ceilalți fii. Într-o zi, Iosif a avut un vis și l-a povestit fraților săi. Chiar crezi că ne vei conduce pe noi, ceilalți, pentru că ai văzut asta în vis? Simeon are dreptate. Crezi că ești mult mai bun decât noi pentru că tatăl nostru ți-a dat haina acea colorată? Ruben, ești cel mai în vârstă. Nu ai nimic de spus? Eu ar trebui să fiu conducătorul. Și nu m-aș închina niciodată în fața ta, Iosif. Ha, auzi la asta, egoist mic. Haideți, băieți, nu am vrut să vă insult și nici măcar nu e adevărat ceea ce am visat. A fost doar un vis. Iacov era tatăl acestei familii și el se închina lui Dumnezeu cel atotputernic. Dumnezeu i s-a arătat lui Iacov și i-a vorbit despre legământul pe care îl făcuse mai întâi cu bunicul său Avram și apoi cu tatăl său Isaac. Beniamin, Beniamin, vine tatăl nostru! Iosif, Beniamin, cei mai iubiți fii ai mei! Unde ai fost, tată? La altar. Să te închin lui Dumnezeu? Da, și mi-a vorbit, mi-a spus că va fi mereu cu noi, că ne va binecuvânta familia și că vom fi o binecuvântare pentru întreaga lume. Familia noastră, cum putem deveni o binecuvântare pentru întreaga lume? Nu știu, fiule, este un mister și pentru mine. Știi ce, tată? Acum câteva zile am avut un vis și nu știu ce să cred despre el. Iosife, ai fost întotdeauna binecuvântat cu o înțelepciune specială. Sunt surprins că nu-ți poți înțelege visul. Doar că frații mei s-au supărat pe mine când le-am prezentat visul. Serios? Atunci spune-mi visul. Am visat că soarele, luna și 11 stele se închinau în fața mea. Iosif, ești fără îndoială cel mai special dintre toți fiii mei și totuși acest vis are prea puțin sens chiar și pentru mine. Vrei să spui că eu, mama ta și 11 frați ai tăi trebuie să ne închinăm înaintea ta? Of, nu știu, tată. Nu știu. Într-o zi, Iacov l-a chemat pe Iosif să facă ceva pentru el. Nu avea cum să știe că un lucru atât de simplu le va schimba viața pentru totdeauna. Tată, m-ai chemat? Da. Frații tăi sunt plecați cu oile nord și vreau să știu cum sunt. Du-te la ei și mai ia ceva de mâncare cu tine. Tată, am o presimțire rea despre asta. Nu-ți fă griji, Dumnezeu te va păzi. Iuda, uite cine vine pe aici. Este Iosif, cel mai mare visător. Și are acea haină ridicolă pe care tatăl nostru i-a făcut-o. Îl urăsc. Mi-aș dori să existe o modalitate de a scăpa de el pentru totdeauna, ca și cum ar fi mort. Ah, și dacă l-am ucide, i-am putea spune tatălui nostru că un animal sălbatic l-a atacat și l-a mâncat. Simeon, chiar am vrea să fim vinovați de moartea propriului nostru frate, Iosif? Eu zic doar să-l aruncăm în groapă. Ruben are dreptate și dacă l-aruncăm în groapă, va muri oricum. Frații mei, cum sunteți toți? Tata m-a rugat să vin să vă văd. Ha, de data asta o să-ți pară rău că ne-ai găsit, visătorule. Ce spui, Simeon? Iosif! Prinde-l! Top, hei, destul! Toate visele tale frumoase tocmai s-au transformat în cel mai rău coșmar al tău. Scoate-o, scoate-i haina! Da, lovește-l! Groapa, du-l la groapă! Aruncă-l înăuntru, acum! Fă-o! Așa! Fă-o! Au, 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 au! Nu se mișcă deloc. Ar fi putut muri deja? Nu, Gad. Probabil că l-am speriat. Ha! I-ai văzut fața când am început cu toții să-l lovim? Întotdeauna mi-am dorit să fac asta. Da, și eu, și totuși, în același timp, știu că nu aș vrea să fiu vinovat că mi-am ucis propriul frate. Cine vine pe aici? Ar putea fi o caravană? Da.
Probabil că sunt în drum spre Egipt. O caravană. Și cu siguranță duc cu ei sclavi. Nu? Presupun că da. Dar de ce îți pasă de asta acum, Iuda? Nu înțelegi? Fratele nostru Iosif a fost întotdeauna o astfel de problemă pentru noi. Dar l-am putea vinde ca sclav și astfel nu suntem vinovați de moartea lui. S-ar putea chiar să facem niște bani frumoși pe el. Frații mei, vă implor, nu faceți asta! Fiii mei, l-am trimis pe Iosif să vă caute, v-a găsit? Tată, uite ce am găsit pe drum. Uită-te și vezi dacă este haina lui Iosif. Iosif, nu! Nu, Iosif, fiul meu! Aceasta este haina lui, iar acum a murit sfâșiat de fiarele sălbatice. De ce nu te-am ascultat? Tată, ne pare rău tuturor că s-a întâmplat asta. Lăsați-mă în pace. Trebuie să plâng acum moartea fiului meu, Iosif, și apoi voi muri. Caravana l-a dus pe Iosif într-o țară îndepărtată, cunoscută sub numele de Egipt. Acolo a fost vândut ca sclav un om foarte important, al cărui nume era Potifar. Dar Dumnezeu era cu Iosif și îl ajuta să reușească în tot ceea ce făcea. Potifar a observat asta și l-a pus pe Iosif în fruntea casei sale și a tot ceea ce avea. Bună dimineața, domnule Potifar! Bună dimineața, doamnă! Iosif! Am adus situația tuturor animalelor și recoltelor tale. A, îți sunt recunoscător, Iosif. Nu mai fac niciodată griji, acum că te-am ales să fii responsabil de toată proprietatea mea. Iosif era puternic și frumos, iar soția lui Potifar a început să-l dorească din ce în ce mai mult pe măsură ce treceau zilele. Iosif! M-ați chemat? Iosif! Cu ce să vă ajut? Nu știi cum tânjește inima mea după tine? Doamna mea! Vino, ține-mă, Iosif! Niciodată n-aș face asta! Iubește-mă acum! Asta ar fi un păcat groaznic împotriva lui Dumnezeu și împotriva domnului meu, Potifar. Cum poți să-mi ceri asta? Pentru că te vreau, Iosif! Doamna mea, nu vă rog! Vino în cameră! Nu, oh! Când Iosif a refuzat să se încurce cu ea, soția lui Potifar s-a înfuriat și a inventat o minciună despre el. M-a atacat! M-a atacat! Iosif a încercat să se culce cu mine! M-a atacat! Uite, asta este haina lui! A fugit doar pentru că am țipat! Când Potifar s-a întors și a auzit teribila minciună pe care a spus-o soția lui, a fost revoltat. El l-a aruncat pe Iosif în închisoare, unde erau ținuți prizonierii regelui. Chiar și în închisoare, Dumnezeu a fost cu Iosif. Nu a trecut mult până când temnicerul l-a pus în fruntea celorlalți prizonieri, iar unul dintre ei era fostul paharnic al regelui Faraon. Cum ați dormit, domnule paharnic? A fost oribil. Visul pe care l-am avut aseară m-a ținut treaz de îngrijorare și aproape că nu am dormit deloc. Visul? S-ar putea să te ajut cu asta. Ești capabil să interpretezi vise? Doar Dumnezeu poate, dar spune-mi visul tău. În visul meu am văzut o viță de vie cu 3 ciorchini de struguri și am stors strugurii pentru a face vin, pentru ca regele Faraon să-l bea. Nu trebuie să-ți faci griji, paharnicule. Visul tău înseamnă că în 3 zile regele Faraon te va elibera din această închisoare și vei fi repus în funcție ca paharnic. Oh, asta e minunat! Paharnicule, când îți vei recâștiga libertatea, amintește-ți de mine, pentru că am fost vândut pe nedrept ca sclav și nu am făcut niciodată nimic pentru a merita să fiu pus în închisoare. Totul
S-a întâmplat exact așa cum a spus Iosif că se va întâmpla, iar paharnicul a fost readus la poziția sa în palat. Dar odată ajuns acolo, a uitat de Iosif, așa că Iosif a rămas în închisoare. Iacov nu a reușit să treacă peste pierderea fiului său Iosif și a plâns moartea mulți ani. Mulțumesc, Beniamin! Acum vino aproape și îmbrățișează-mă. Vreau să te simt aici, lângă mine. Beniamin, ești singura mea mângâiere acum. Nu pleca prea mult timp. Iuda, tatăl nostru abia își mai părăsește cortul acum. Mi-e teamă uneori că și-a pierdut dorința de a trăi. Da, Ruben. Mă doare atât de mult să-l văd așa. Dacă ar exista o modalitate de a-l aduce pe Iosif înapoi. Într-o noapte, faraonul, care era rege peste tot Egiptul, a avut un vis care l-a supărat foarte tare. Și așa și-a chemat înțelepții și învrăjitorii săi, dar niciunul dintre ei nu i-a putut interpreta visul. Cum este posibil ca nici unul dintre voi să nu-mi înțeleagă visul? Oh, domnul meu, tocmai mi-am amintit de un tânăr pe care l-am întâlnit când încă eram în închisoare. Mi-a interpretat visul și apoi totul s-a întâmplat așa cum mi-a spus el că se va întâmpla. E adevărat? E bine, dacă este așa, atunci adu-l pe tânăr aici imediat. Am avut un vis aseară și nimeni nu mi-l poate explica. Este adevărat că interpretezi vise? Domnul meu faraon, nu-ți pot interpreta visul. Dar Dumnezeul meu este în stare să o facă, spune-mi visul tău. Foarte bine, am visat că din râu au urcat 7 vaci grase și sănătoase și au fost urmate de 7 vaci urâte și slăbănoage. Vacile acelea s-au turât în sus și le-au mâncat pe cele grase, dar tot păreau a fi la fel de slabe și urâte ca înainte. Mă deranjează pentru că părea atât de real, dar nu-i pot înțelege sensul. Of, măria ta, faraon, Dumnezeu îți arată ce urmează să se întâmple. Cele 7 vaci grase reprezintă 7 ani de prosperitate în toată țara Egiptului. Dar cele 7 vaci slabe și urâte înseamnă că vor urma în curând 7 ani de foamete și sărăcie. Foamea va fi atât de îngrozitoare încât nimeni nu-și va mai aminti de anii când era mâncare. Acest lucru este groaznic. Ce se poate face? Ceea ce ar trebui să faci, stăpâne faraon, este să alegi un om înțelept și inteligent ca să poată aduna și depozita recolta în anii belșugului. Astfel va fi suficientă hrană în anii de foamete. Da, ce idee excelentă! Și cine ar putea face asta mai bine decât tine, Iosif? Eu, domnul meu? Da, nu există nimeni mai înțelept sau mai deștept decât tine. Căci Dumnezeul tău ți-a descoperit toate acestea. Astăzi te numesc guvernator peste toată țara Egiptului. Toți oamenii trebuie să se supună ordinelor tale. Eu singur voi fi mai mare decât tine, pentru că eu sunt regele. Așa cum arătase Dumnezeu în vis, pământul avea să producă din belșug în următorii 7 ani. Iosif a strâns atât de multe cereale, încât a încetat să țină evidența lor, pentru că era mult mai mult decât se putea măsura. Cei 7 ani de belșug au venit și au trecut și apoi au început 7 ani de foamete. Nu era nimic de mâncare și foametea s-a extins în multe alte țări, inclusiv în țara Canaanului, unde Iacov încă locuia cu familia sa. Tată, azi au murit încă 10 oi din stâna ta și nu mai avem nimic de mâncat acum. De ce stați acolo uitându-vă unul la altul fără să faceți nimic? Mi s-a spus că există cereale în Egipt.
Voi toți, mergeți în Egipt, trebuie să cumpărați cereale de acolo înainte să murim cu toții de foame. Noi toți, tată? Da, toți, cu excepția lui Beniamin. El va rămâne aici cu mine. Când frații săi au ajuns în sfârșit în Egipt, Iosif i-a recunoscut imediat. Sunt frații mei. Poate fi adevărat? Și a amintit ce visase cu atâția ani în urmă, dar s-a prefăcut că nu îi cunoaște, ca să îi poată testa și să vadă dacă s-au schimbat cu adevărat. Voi de acolo de unde veniți? Domnul meu, suntem din Canaan și am venit să cumpărăm grâu. Să cumpărați grâu, nu vă cred. Toți sunteți spioni care ați venit să descoperiți slăbiciunile țării mele. Nu, domnule. Suntem 12 frați, toți fii ai aceluiași tată. Cel mai mic este acasă și celălalt frate al nostru nu mai este cu noi. Suntem oameni onorabili și nu suntem spioni. Eu zic că sunteți. Gardien, duceți pe acest spion la închisoare. Oh, de ce ni se întâmplă asta acum? Tași, Simeon, nu vezi că suntem pedepsiți pentru lucrurile pe care le-am făcut lui Iosif, propriul nostru frate? Ți-am spus să nu-l rănești, dar nu m-ai ascultat. Și acum vom plăti cu toții pentru moartea lui. Frații mei, ei cred că sunt mort. Am decis să am milă de voi și vă dau șansa să dovediți că ceea ce mi-ați spus este adevărat. Unul dintre voi trebuie să rămână aici, în închisoare, iar ceilalți dintre voi ar putea să ducă mâncare înapoi familiei voastre. Dar ca să le liberez pe cel care rămâne în urmă, va trebui să-mi aduceți pe fratele vostru mai mic. Abia atunci voi ști că mi-ați spus adevărul. Vrea să-l aducem pe Beniamin la el. Tatăl nostru nu va lăsa niciodată să se întâmple asta. Dar nu avem altă opțiune acum. Foarte bine, domnul meu. Tu vei rămâne în închisoare până când frații tăi se vor întoarce. Frații mei, să nu uitați de mine. Grăbiți-vă să vă întoarceți înapoi cât puteți de repede. Au trecut multe luni și mâncarea pe care o aduseseră frații lui Iosif din Egipt era pe cale să se termine. Tată, va trebui să mergem din nou în Egipt, dar nu îndrăznim să facem asta decât dacă luăm pe Beniamin cu noi. Nu, v-am spus deja, nu. Tată, permite băiatul să meargă cu noi. Îți promit că voi avea grijă de el. Și dacă nu-l aduc înapoi, atunci mă poți învinovăți pentru tot restul vieții. Beniamin, nu am altă opțiune, așa că du-te cu fratele tău Iuda. Domnul nostru, Dumnezeul atotputernic să vă acopere în harul său, iar dacă voi suferi moartea mai multor fi, atunci așa să fie. La întoarcerea lor în Egipt, frații au mers din nou înaintea lui Iosif. O, Beniamin, fratele meu! Domnul meu, ne-am întors la tine cu fiul cel mai mic al tatălui nostru. Acesta este fratele nostru, Beniamin. Acum puteți vedea că nu suntem spioni. Te rog, trebuie să ne crezi. Dumnezeu să te binecuvinteze, fiul meu. Pregătiți totul și aduceți prizonierul, pentru că acești oameni vor lua masa cu mine în ziua de azi. A doua zi, Iosif a poruncit oamenilor săi să umple fiecare din sacii fraților săi cu grâu, dar el a vrut să-și mai testeze frații încă o dată, așa că Iosif i-a cerut slujitorului său să pună paharul personal de argint în sacul ce aparținea lui Beniamin. Și astfel, frații lui Iosif au plecat din Egipt, îndreptându-se spre Canaan. Dar apoi Iosif i-a poruncit slujitorului său să meargă după ei. Totul a fost căutat până când slujitorul a descoperit, adânc în sacul lui Beniamin, paharul de argint aparținând lui Iosif. Frații s-au speriat și au fost nevoiți să se întoarcă la Iosif. Ce mi-ați făcut furându-mi paharul de argint? Domnul meu, nu vă vom putea dovedi niciodată nevinovăția noastră. Dumnezeu ne pedepsește pentru păcatele noastre trecute, așa că ne-am întors cu toții acum pentru a deveni sclavii tăi. Nu, nu,
Doar cel care a furat paharul trebuie să fie sclavul meu. Ceilalți dintre voi să vă întoarceți în țara voastră și la tatăl vostru. Gărzi, arestați-l pe vinovat. Domnule guvernator, vă rog, tatăl nostru este în vârstă și acest băiat este fiul bătrâneții lui, singura bucurie din viața lui. Când l-am adus pe băiat, i-am promis tatălui nostru că voi avea grijă de el și îl voi aduce înapoi. Când va vedea că băiatul nostru nu s-a întors cu noi, tristețea îl va ucide. Te implor să-mi dai voie să rămân aici ca sclav al tău în locul lui. Voi ceilalți, lăsați-ne! Acum! Frații mei, eu sunt Iosif, cel pe care l-ați vândut ca sclav. Este fratele nostru, Iosif! Da, Iuda, eu sunt. Trăiește! Nu am crezut că o să-l mai văd niciodată. Ruben, Iuda, Dumnezeu m-a trimis aici, nu voi? El mi-a dat funcția de guvernator peste tot Egiptul ca să vă pot salva viețile. Dar atunci, sincer, nu ești deloc supărat pe noi? Nu, Iuda, ai vrut să-mi faci rău, dar Dumnezeu a transformat asta în ceva bun. Beniamin, te iubesc atât de mult! Stai puțin, ce se va întâmpla cu noi acum? Simeon, mai sunt încă 5 ani de foamete în țară și mulți oameni vor muri. Aduceți-vă copiii, nepoții și vitele. Îți voi da pământ bun aici în Egipt și vei fi sub îngrijirea mea. Acum adu-l pe tatăl meu, repede, pentru că îmi doresc să-l am aici cu mine. Înainte ca Iacov să plece de acasă cu familia sa, Dumnezeu i-a vorbit. El i-a spus lui Iacov că nu trebuie să se teamă să meargă în Egipt. Dumnezeu a promis că va fi cu ei și că într-o zi îi va aduce pe toți descendenții lui înapoi în țara Canaanului, așa cum îi promisese lui Avram și lui Isaac. Iosif, fiul meu! Tată, mi-a fost atât de dor de tine! Binecuvântat să fie Dumnezeul tatălui meu Isaac! Mi-a binecuvântat familia exact așa cum a promis că o va face. Alpha.